partenerul emisiunii Independent Media. Din emisiunea precedentă. Nu ne-ar conveni pe lângă California acolo. Având în vedere situația internațională și embargoul impus de ruși, poate am putea să colaborăm mai mult pe această direcție. Și buza subțire de țița fetei crude așa ca pe o ploaie să se lipească ude. Rudele mele care sunt doctori, având grijă de sănătatea mea mentală, se uitau la mine ca la un potențial pacient. Se uitau când îl apucă dăm blaua definitiv și eu le-am spus că și eu pot controla. Totul e în regulă, eu nu mi-am ieșit din minte. Stresant, așa? Da, e greu aici. E greu. Bună seara! Bună seara! Bună seara, domnule ambasador! Bine ați venit la noi acasă! Mulțumesc pentru invitație! Într-o zi atât de specială! Bună seara! Michael, îmi spune. Marius Mazurca! Da? Vă dezbrăcați? Da, o să-mi iau. Da? Imediat ne dați nouă cărți, le dați să... Da, 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 sunt cadouri! Simțiți-vă ca acasă! Așa! Ceai, cafea, un vin? Un ceai, mulțumesc! Poftim! Intrați, vă rog! Domnule ambasador, vă mulțumesc încă o dată că ne-ați acceptat invitația noastră. Dumneavoastră, excelență, ați venit, ați sosit la Chișinău în 2010, într-un moment foarte dificil pentru diplomația moldo-românească și ați reușit să normalizați dialogul dintre București și Chișinău și să deveniți unul dintre cei mai proeminenți diplomați din Moldova. Avem o tradiție aici la eșou, de fapt, toți invitații să se prezinte într-un minut. Să ne spuneți și dumneavoastră cine este Marius Lazurca în 60 de secunde, noi cronometrăm. Mai întâi sunt un diplomat român, un individ care a ajuns la această profesiune care îi place foarte mult, cu destule dificultate, fiindcă eu mi-am început cariera profesională ca dascăl la universitate. Sunt cineva care se simte în fiecare zi în slujba României. Sigur, dincolo de această mască, dacă doriți, oficială, se ascunde un om obișnuit, care stă pe două picioare și care are o familie de care se simte foarte atașat. Sunt tată, soț și om al unei profesiuni pe care o exercită cu multă plăcere. Ne-ați adus ceva, domnule ambasador. Sigur ce că, este asta? Noi ne plac cadourile. Sigur că unul dintre lucrurile pe care le avem în comun este că ne place să ne facem cadouri și am găsit cu cale să vă aduc două lucruri care mi se par grăitoare, fiecare în felul lui. Aș începe cu acest mic album dedicat diplomației române, care, iată, în 2012 a împlinit 150 de ani. În al doilea rând, e o reușită a Institutului Cultural Român din Chișinău și este un, cred, prim album dedicat covorului Basarabea. Ăsta este micul nostru efort comun de a ilustra această fond veche tradiție românească. România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova la numai câteva ore după proclamarea independenței. 6 ani mai târziu, Moldova îi spune bine a venit primului ambasador român în Moldova, Marcel Dinu. Acesta a reușit să devină destul de controversat în timpul celor 42 de ani în diplomație. O parte din biografia lui Marcel Dinu datează din 2001, când, deși era șef al Oficiului Guvernului României pentru gestionarea relațiilor cu Republica Moldova, a semnat un articol în suplimentul revistei Antisemite, Atac la persoană. Demisia! Demisia!
Perioada de criză în relațiile celor două state a început în 2009, odată cu evenimentele de la 7 aprilie. Atunci, ambasadorul Filip Teodorescu a fost declarat persoană non grată de conducerea comunistă, după multe alte impedimente, printre care și un scandal sexual. Mă obligă această ocazie specială. Marius Lazurca este cel care a pus capăt crizei diplomatice. În 2010 a devenit cel de-al șaselea ambasador al României în Republica Moldova. Știu că sunteți și istoric și antropolog, da? E corect? Da, sigur, face parte într-un fel din dimensiunile unei vieți anterioare pentru mine. Uh-huh. Sigur, eu m-am pregătit pentru ceea ce credeam că va fi cariera mea definitivă, aceea de dascăl universitar. S-a întâmplat să nu pot face asta din rațiuni absolut triviale, să fiu nevoit să caut slujbe mai bine plătite decât cea de profesor la universitate. Dar cum ați devenit diplomat? A venit cineva și a zis, domnule Lazurca, noi vrem să vă propunem dumneavoastră să fiți ambasador la Vatican? Cum a fost asta? În linii mari cam despre asta e vorba. Așa? Da, sigur. Acum se întâmplă că acest cineva să fi fost o persoană cu care mă știam de pe băncile unei instituții științifice din România, care se numește Colegiul Noua Europa. Și acest cineva să se numească Mihai Răzvan Ungureanu și acest cineva să fie ministrul afacerilor externe. De asemenea, mâna lui dreaptă să fie domnul Teodor Baconschi, o persoană cu care am raporturi de adâncă prietenie de pe vremea când eram amândoi studenți la Paris. Așadar, nu a fost nenatural pentru ei să se gândească la mine ca la un posibil candidat. Sigur, nu cu mine au vorbit prima dată, nu eu eram în situația de a decide această chestiune, ci cu președintele României de atunci, Traian Băsescu, care a găsit această candidatură potrivită. N-ați făcut școală de diplomație? Nu există în România școală de diplomație. De altfel, ar fi foarte greu să creezi, să zicem, în mod cu totul și cu totul riguros o programă școlară pentru ceea ce se situează în fond la frontiera între artă și meserie. Urmărește iShow și vezi ce îi așteaptă pe Marius Lazurca și prezentatoarele iShow în 2014. Bani, domnule! Cum a fost viața de ambasador în Vatican? M-am decis ușor, sigur că nu cred că surprinde pe nimeni faptul că mi-a făcut plăcere să primesc o asemenea ofertă. Și nu a fost... Dar totuși e o responsabilitate foarte, foarte mare. E o responsabilitate și, în fond, asta este pregătirea cea mai bună pentru viața diplomatică. Să înțelegi că un diplomat are exact această răspundere, și anume că nu se mai reprezintă pe sine. Sigur că e incomod, sigur că ți-ai dori să ai momente de respiro, sigur că ți-ai dori o pauză. O intimitate? Intimitate, sigur, o viață privată ceva mai substanțială. Așa. Pe de altă parte, sunt și niște avantaje deloc neglijabile în meseria asta, care e o meserie foarte interesantă. Știm că citiți foarte mult. Care este ultima carte care ați citit-o? Știți, îmi place să spun că dacă înainte citeam cărți, acum citesc hârtii. Probabil că numărul de cuvinte pe care îl citesc e tot atât de mare ca înainte, doar că cuvintele astea sunt așternute în documente oficiale, în rapoarte. Citesc acum o carte foarte interesantă pe care vă recomand. Nu cred că s-a tradus în limba română, nu am știință să se fi tradus. Este autobiografia lui Ronald Reagan, care a fost întâi de toate un bun sportiv. Asta e un ingredient important în viețile americanilor de succes. După care a fost actor, într-adevăr, și un actor de succes. A făcut, dacă nu mă înșel, peste 50 de filme. După care președinte al Statelor Unite, cu un rol absolut extraordinar în revigorarea economică a Statelor Unite. Ce vă aduce dumneavoastră în acest moment satisfacție? Satisfacție de plină, familia, fără îndoială. Astea. Adică lucrul cel mai bun, cel mai luminos, cel mai frumos care mi se întâmplă fiecare după amiază, fiecare seară mai curând, când mă întorc acasă și îi văd pe ai mei și pot să, mă rog,
descarc cel puțin într-o oarecare măsură de grijile zilei. Dar cum vă petreceți timpul liber? Suntem împreună și încercăm să fim cât mai mult timp împreună, fiindcă săptămâna profesională pentru mine e foarte frustrantă din punctul ăsta de vedere. Plec dimineața destul de devreme, mă întorc seara relativ târziu. Și la ce oră vă treziți dimineața? Eu sunt un matinal, cam la 6:30 mă trezesc, fără să fac niciun efort, nu-mi sună ceasul. E drept că mă și culc destul de devreme. La 8? Ei, la 8. La 8, dar în orice caz înainte de miezul nopții. Așa. Știți ce se întâmplă? Noi ne-am învățat cu somn pe apucate. Când trebuie să crești 6 copii care se trezesc toți noaptea, care mănâncă până la 2 ani și care mănâncă noaptea până la 2 ani, te obișnuiești să dormi pe apucate și să furi somnul mai curând decât să-l consumi în tihnă și în liniște. În general, încerc să păstrez weekendurile pentru familie. Ieșim foarte mult în parc. Chișinău, și trebuie să vă felicitați pentru asta, are parcuri foarte frumoase și încă parcuri foarte mari. Cei mici ezită mereu între Valea Morilor și Dendrariu și încercăm să îi împăcăm și pe unii și pe ceilalți. Am descoperit Codrii Moldovei. Și de la Nispăreni, din partea aceea. Exact, da. Exact. Și din zona Călărașilor, de altfel. Uh-huh. Și de o vreme batem pădurile, chiar și în anotimpul ăsta în care copacii sunt goi și vremea nu e atât de bună pentru plimbări. E o zonă foarte frumoasă. Indiferent ce am face, încercăm să stăm cât mai mult timp împreună. Sigur că nu-i putem neapărat sau nu întotdeauna convinge pe adolescenți, că avem și adolescenți să stea cu noi, noi suntem probabil cel mai mare copil are plictisitori pentru ani? El. Cel mai mare e Vladimir, are 18 ani, mai bine de 18 ani, dar în martie a făcut 18 ani și e flăcău, nu mai e cu noi, a zburat din cuib.